Așadar, doamnelor și domnilor, Colegiul Național Matei Basara, promoția 2023. În aplauzele dumneavoastră, care mă aștept să fie extraordinar de furtunoase, pentru că sunteți în număr foarte mare, în aplauzele dumneavoastră, clasa a 12-a A. A, veniți pe covorul roșu până în față și vă așezați pe partea voastră dreaptă, începând din rândul 2. Aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ar fi bine să se mențină până ce ei se așează pe scaune. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, clasa a 12-a B. Bebe în spatele celor de la 12A, în ordinea firească, fără să lăsați locuri libere între voi. Vă rog tare mult, pentru că din față va trebui să se vadă foarte, foarte bine, iar locurile libere nu se văd bine. Doamnelor și domnilor, Colegiul Național Matei Basara, promoția 2023, clasa a 12-a C, în aplauzele dumneavoastră. Clasa a 12-a C, în spatele celor de la 12B, pe care îi rugasem să nu lase locuri libere. Ocupați primul rând din exterior, vă rog frumos, și veniți cu toții lângă colegul vostru, pe primul scaun și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, Colegiul Național Matei Basara, promoția 2023, clasa a 12-a D, în aplauzele dumneavoastră. Am știut că vom pune festivitatea un pic prea dimineață, probabil ăsta e motivul pentru care aplauzele sunt așa de slabe, dar haide să mai încercăm o dată, că ei merită, s-au chinuit un pic. În acești 4 ani au fost și 2 de pandemie, n-a fost tocmai ușor. 12 de în aplauzele dumneavoastră. Haideți să vedem. De în spatele clasei a 12-a C, fără să lăsați locuri libere. Colegiul Național Matei Basara, promoția 2023, în aplauzele dumneavoastră, clasa a 12-a E. 12 E, veți veni până în față de tot, din rândul numărul 2, vă așezați pe partea voastră stângă. În aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă rugăm tare mult, aici lângă scenă, în fața scenei, stânga-dreapta, să nu mai rămână însoțitor, mergeți în spatele scaunelor, vă rog frumos. Acolo, în zona de fotografii, nu putem să rămânem, mergem în spate pentru că acolo vor veni elevii. Da, vă rugăm frumos, însoțitorii de acolo, din stânga, cine nu e elev, dacă nu sunteți elev la Matei Basarab, mergeți în spate, vă rog. Așadar, doamnelor și domnilor, Colegiul Național Matei Basarab, promoția 2023, în aplauzele dumneavoastră, clasa a 12-a E.
De asemenea, în aplauzele dumneavoastră, clasa a 12-a F. 12F, veniți în spate celor de la 12E și vă așezați fără să lăsați locuri libere. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, clasa a 12-a G. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Colegiul Național Matei Basara, promoția 2023, clasa a 12-a H. 12-H, vă așezați în spatele colegilor de la G, fără să lăsați locuri libere. Iar în continuare ne pregătim de un recital extraordinar al maestrului Mihai Măiroș. Bună ziua și bine v-am găsit! Where is that?
Mulțumesc, Iulus! Dragilor, pentru că sunteți extraordinari, că ați reușit să finalizați cu bine acești 4 ani și pentru că sunteți, din nou vă spun, extraordinari. I sit with a green red roses. I sit alone for me and you and the fate of my son. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright blessed sea, the dark city night, and the thing to myself. Oh, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces people going by. I see friends shaking and say, how do you do? They really say, yes, babe, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. Nothing to myself. Oh, what a wonderful please be true. Oh.
let me see forevermore. You are all I long for. Oh, I will seek and adore in another war. In other words, I love you. Mulțumesc tare mult! M-am și sperat, am crezut că mă confundă cu Florin Piersic, că nu aduc atât de bine cu dumnealui. Put your hat on my shoulder.
love is a game you just can win. If there's a way, I find some way. Mulțumim frumos, Mihai! Așadar, doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit! Vă invităm să luați loc, dacă au mai rămas scaune neocupate în spate pentru însoțitori, să luați și dumneavoastră loc acolo. Și elevii claselor a 12-a trebuie neapărat să vină în dreptul scaunului lor, pentru că în câteva momente trebuie să deschidem oficial ceremonia de absolvire și avem nevoie de voi pe scaun pentru a putea să vă ridicați în dreptul scaunului imediat. Așadar, dacă mai sunt elevi ai claselor a 12-a care nu sunt la scaune, să vină lângă noi. Eu nu prea îmi dau seama, văd că mai sunt doar acolo în partea mea dreaptă, dar nu cred că acolo este problema, văd că lipsesc un pic mai mulți. Așadar, doamnelor și domnilor, pentru momentul următor, momentul simbol de deschidere al festivității de absolvire, vă voi ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să vă ridicați în dreptul scaunului. Așadar, doamnelor și domnilor, vă spunem oficial bun venit la festivitatea de absolvire a Colegiului Național Matei Basarab, promoția 2023. Vă invităm să luați loc. Este cu siguranță un moment unic pentru absolvenții claselor a 12-a,
care de 4 ani cumva așteaptă sau știu că urmează acest moment și le spunem și noi felicitări pentru absolvire, iar pentru a putea începe și pentru a putea seta și așa câteva reguli sau indicații de comunicare în timpul evenimentului, o să începem cu asta. Sunt foarte, foarte mulți însoțitori. Probabil majoritatea dumneavoastră sunteți părinți sau bunici sau rude foarte apropiate, așadar oameni care le-au fost alături până acum, v-aș invita pe dumneavoastră, pe însoțitori, să îi aplaudați pentru că au ajuns până aici și zic eu că merită. Bun, acum că i-am aplaudat, haideți să-i ajutăm și la partea asta de fotografii și de momente instagramabile și de desfășurarea evenimentului, și anume să eliberăm zona de aici, din dreapta mea, să mergem în spatele primului rând de scaune și în stânga la fel, în spatele acelui copac după fundalul verde, să eliberăm, să mergem în spate și să rămânem acolo pe toată durata evenimentului, pentru că fluxul lor fluxul lor către scenă va trece și pe acolo, va trece și pe acolo, vom avea nevoie de tot spațiul ăsta și vom avea nevoie să se vadă bine, pentru că fotografiile sunt foarte importante în cadrul unui astfel de eveniment. Așadar, așteptăm să ajungeți dumneavoastră în spate, pentru că aici, în zona scenei și în spatele scenei, nu putem să rămânem pe durata ceremoniei. Și voi ruga de asemenea și elevii claselor a 12-a. Cred că asta este a doua oară când vă rog să vă ridicați și va mai fi o singură dată. Vă rog să vă ridicați din nou doar voi, elevii claselor a 12-a, în dreptul scaunelor. Simbolic, știu că nu e tocmai propriu, dar simbolic. Cei din dreapta mea să se întoarcă către stânga lor, cei din stânga mea către dreapta lor, așa la 90 de grade, și să-i aplaudați și voi pe cei care v-au fost alături de la început. Și uitați, ne ajută și astăzi cu desfășurarea evenimentului și respectă ale noastre cerințe pentru fotografii. Vă mulțumește promoția 2023 cu siguranță dumneavoastră însoțitorilor pentru că le-ați fost alături și i-ați ajutat să ajungă până aici. Puteți lua loc, stimați absolvenți. Așadar, încă o dată rugăminte, tot spațiul de acolo să fie eliberat să mergeți în spate. Și regula era, acum că am învățat cu aplauzele și de o parte și de cealaltă, regula pe care voiam să vă spun la începutul evenimentului este că ori de câte ori simțiți nevoia să aplaudați, să nu ezitați să o faceți, pentru că este singurul mod, deja e foarte bine, este singurul mod prin care puteți comunica cu scena, cu ceilalți, cu celelalte grupuri de participanți și așa mai departe. Și pentru a putea deschide evenimentul exact așa cum se cuvine, am să dau cuvântul și am să invit la pupitru pe doamna director a Colegiului Național, Matei Basarab. Doamna Lidia Șorob, bună ziua, doamna director, și bine ați venit! Dau microfonul ăsta, că se aude cea mai aproape. Dragi elevi, stimați părinți și invitați, dragi colegi, prilejul întâlnirii noastre de astăzi, în acest cadru natural invadat de mult verde și de razele soarelui, este evenimentul fericit al celebrării celor 4 ani de liceu încheiați de o nouă generație mateistă. Iată că au trecut 4 ani în care am trăit momente mai ușoare sau mai grele, dar pe care le-am traversat uniți, bazându-ne unii pe ceilalți, cu răbdare, înțelegere și apreciere reciprocă. În toți acești ani ne-am bucurat împreună de rezultate deosebite, de care am fost mândri și care ne-au onorat. Am trăit împreună perioade grele care ne-au distanțat fizic, dar care ne-au apropiat sufletește. Și iată-ne acum la capătul unui drum care a fost pentru voi, dragi elevi, un drum al căutării, al maturizării, al cunoașterii și al căutărilor de sine. Ne-am străduit să vă fim aproape, să vă călăuzim pașii, pentru că întreaga comunitate educațională a Colegiului Național Matei Basarab are convingerea că temelia oricărei creații autentice stă sub aspirația către unitate, echilibru și ordine, puse în slujba promovării adevăratelor valori, a adevărului, a binelui, a frumosului, care sperăm să vă ghideze pe parcursul vostru viitor.
Vă dorim succes în tot ceea ce v-ați propus să urmați. La examenul de bacalaureat, care se apropie în scurt timp, la examenele de admitere la facultate și la toate examenele vieții. Din experiențele trăite în această perioadă, cred că trebuie să învățăm că orice obstacol, orice eveniment neprevăzut care pare să ne îndepărteze de la țelurile noastre, poate fi depășit cu înțelepciune, cu demnitate și speranță. Mulțumim părinților pentru buna colaborare, pentru susținerea demersurilor noastre din acești ani și pentru implicare. Dragi elevi, ne dorim să păstrați în suflet cu bucurie anii de liceu și să vă amintiți cu drag de dascălii voștri. Mult succes vă dorim, sănătate și o viață senină să aveți! Urărilor de bine și gândurilor frumoase se alătură și colegii mei din echipa managerială a anilor 2019-2020 și mă refer aici la domnul profesor Nicolae Diță, care a ocupat funcția de director adjunct în acel moment, și la doamna profesor Iulia Dumitrescu, alături de care v-am fost alături în perioada 2020-2021. Iar în continuare, invit la microfon să vă adreseze câteva cuvinte pe actualul director adjunct al Colegiului Național Matei Basarab, doamna profesor Ramona Lazariuc. Mulțumesc! Dragi absolvenți, distinși profesori, stimați părinți și invitați! Este un moment emoționant atât pentru noi dascălii, dar mai ales pentru absolvenții Colegiului Național Matei Basarab, o generație care a avut un parcurs școlar atipic, dar care însă ne-a impresionat prin puterea ei de adaptare și, iată, acum avem dovada că este o generație învingătoare. Astăzi ne putem bucura pentru încă o promoție care spune adio anilor de liceu. Ne putem bucura pentru încă o promoție care ne va reprezenta cu cinste fiecare în viața lui. Ne putem bucura pentru că am pus amprentă pe sufletele elevilor noștri, pe mințile lor, pe formarea și educația lor. Dragi absolvenți, emoțiile pe care le resimțiți în aceste clipe le veți purta în suflet mereu. Se încheie o etapă a vieții voastre doar pentru a se deschide una nouă, cu multe posibilități, etapa maturității voastre. Urmează un mare necunoscut, dar sunt sigură că veți reuși. Ați trecut cu bine peste toate, dar ceea ce urmează va fi poate mai greu, pentru că de acum încolo nu veți fi evaluați doar prin note, ci și prin realizări și fapte. Să priviți viața cu optimism, cu încredere, dar și cu responsabilitate. Să vă bucurați de tinerețea voastră și să o valorificați, fiindcă este cel mai mare atu pe care îl aveți. Dragi absolvenți, munca noastră nu ar fi fost completă și de succes fără ajutorul părinților voștri. Nu uitați să le mulțumiți pentru eforturile pe care le-au depus, pentru răbdarea de care au dat dovadă în momentele voastre de slăbiciune, pentru educația pe care ați primit-o. A fost un efort de echipă și de aceea permiteți-mi ca în numele colegilor mei profesori să le mulțumesc.
Dragi foști elevi și viitori studenți, trăiți-vă viața frumos și veți rămâne frumoși și tineri toată viața. Și pentru că urmează examenul maturității, vă urez mult succes, să fiți inspirați, să fiți sănătoși și să aveți un drum bun în viață. Mulțumesc! În continuare, doamnelor și domnilor, vă voi invita să oferim, dacă îmi permiteți exprimarea, încă un rând de aplauze cadrelor didactice care sunt astăzi alături de promoția 2023. Mulțumim, doamnelor director, pentru cuvintele adresate. Urmează deja probabil cel mai așteptat moment al festivității de absolvire de către fiecare absolvent, și anume înmânarea diplomelor pentru fiecare dintre voi. Bineînțeles că vom începe cu clasa a 12-a A, care se va pregăti pentru acest moment de felul următor. Vă veți ridica în dreptul scaunelor, nu chiar acum, vă veți ridica în dreptul scaunelor. Va trebui să parcurgeți covorul roșu până la scenă, nu vom merge până în spate pentru că ar fi parcursul foarte, foarte lung. Cu toții veți face exact la fel ca 12-a. Vă veți ridica în dreptul scaunelor, veți ieși prin interior și mergeți de la finalul covorului încolo, în spate. Veți urca pe scenă pe aici, prin partea mea dreaptă, prin fața scenei. Veți primi de la scenă diplomă și floare de la doamna respectiv, domnul diriginte. Coborâți prin partea mea stângă, mergeți în zona de fotografie, acolo pentru fotografiile individuale. Puteți să mergeți după la track, unde vă doriți voi pentru fotografii. Nu este o limită anume la chestiunea asta, dar obligatoriu să mergem pentru fotografia individuală acolo, în zona de fotocornere. Iar mai apoi, până la finalul ceremoniei, până la H, să vă întoarceți cu toții pe scaune. E obligatoriu pentru că atunci veți fi declarați absolvenți, atunci veți oferi distincțiile diriginților și directorilor și după ce oferiți distincțiile vom vedea și filmulețele pe care le-ați pregătit și care știu că vă sunt atât de dragi. Așadar, trebuie obligatoriu să vă întoarceți pe scaune pentru a fi declarați absolvenți. În continuare, vom invita pe doamna dirigintă a clasei a 12-a A. Asta mă gândeam că nu trebuie să spun, că în aplauzele dumneavoastră, că vin natural. Dar dacă trebuie, în aplauzele dumneavoastră, să vedem, poate vin un pic mai multe aplauze. Și se pregătește clasa a 12-a A. Se ridică în dreptul scaunelor și merg. Dacă vreți să aplaudați în tot timpul ăsta 12-a pe doamna dirigintă, nicio problemă. Mergeți în spatele covorului roșu. În spatele lui. De acolo, de unde începe. Perfect. Bună ziua, doamna dirigintă. Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre clasa 12-a. În primul rând vreau să-i felicit pentru rezultatele frumoase obținute de-a lungul celor 4 ani de liceu, atât la olimpiadele școlare și extrașcolare și certificările pe care le-au obținut pe IT, certificatele de limbă engleză, Cambridge, IELTS, Goethe. Au participat, vă spuneam, și în activități extrașcolare. Le doresc să aibă o viață frumoasă, plină de bucurii, succes la toate examenele vieții, să fie iubiți și fericiți, că asta e cel mai important, și să facă cu plăcere ceea ce urmează mai departe în viitoarea lor carieră. Sunt convinsă că vor fi învingători. Le mulțumesc și doamnelor profesoare și domnilor profesori pentru că ne-au îndrumat pașii și ne-au fost alături în anii noștri frumoși de liceu. Doamnelor directoare pentru sprijin și susținere, că ne-au fost alături întotdeauna și dumnealor, și părinților pentru colaborarea frumoasă pe care am avut-o la clasă. Angel Alexandru este primul nostru absolvent. Felicitări! Urmează Bălan Ana Natalia. Nu plecați, vă rog, de pe scenă. Alex, te rog să te întorci, să facem poză de grup la final, da? Rămâi pe scenă cu Floricica acolo. Te rog.
Doamna dirigintă, nu... Ana Natalia? Nu pe scenă, fac fotografiile individuale și ne întoarcem cu toții la final. Corect. Ok? Da. Așadar, 12... A, mă scuzați, doamna dirigintă. Mergeți la fotografia individuală și rămânem aici în fața tracului de poze pentru poza de final și doar urcăm pe scenă, o facem și am coborât la final. Mulțumesc! Andreea Bezea este și șefa clasei noastre. Va primi o medalie în acest sens. Mulțumim pentru implicare. Prevenel Leonard Cristian. Felicitări. Buzna Ioana Cristina urmează. Felicitări, Cristina. Alexandra Chelaru. Felicitări, Alexandra. Cătălina Gabriela Ciolcan. Felicitări. Ionescu Luca. Ciuntu Ionescu Luca. Luca este prezent. Paul Ciuraru urmează. Felicitări, Paul. Daria Covei. Felicitări. Tudor Mihai Dobrinescu. Felicitări, Tudor. Alexia Dumitrescu. Felicitări. Tudor Andrei Florian. Felicitări. Ionuț Dragoș Furtună. Camelia Georgiana Gheorghiu. Și urmează surioara Igeamăne Maria Cristina. Felicitări. Ghiță. Felicitări. Luca Goran. Cosmin Andrei Holdon. Rareș Alexandru Istode. Felicitări. El este unul dintre studenții noștri deja, ceilalți vor fi cu siguranță. Ștefania Cristina Mincă. Felicitări. Horia Costin Pascu. Felicitări, Horia. Sescu Matei. Felicitări. Nicolas Alexandru Stan. Felicitări. Tudor Gabriel Șerban.
Felicitări, Tudor. Tache, George, Sebastian. Felicitări. Maria Triță. Anca Tudorache. Eduard Vincene. Felicitări. Luisa Maria Alexandra Vlad. Felicitări, Luisa. Și Mihai Alexandru Zanfiroiu. Felicitări, Zanfi. Mulțumesc. Mulțumim. Aceasta a fost clasa 12-a. Mult succes tuturor absolvenților noștri. Vă dorim din suflet să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să fiți iubiți, să fiți norocoși și să aveți reușită în tot ceea ce vă propuneți voi. Mulțumim! De grup nu era acum sau este la final de tot, da? Clasa 12-a, vă așteptăm pe scenă pentru fotografia de grup, dacă ați terminat individualele acolo, dacă nu, să se întoarcă la individuale cine n-a terminat și să facem poza de grup. Aplauzele nu ies pe poză, deci puteți să aplaudați oricât. Haideți să facem așa, 12 a luat tocile în mâini și ridicați toca. Nu le aruncați, doar le ridicați. Facem asta la toată lumea la poza de grup. Dacă se poate cu CNMB în suflet de către cameră, e perfect. Mulțumim frumos, 12A, se pregătește 12B.
Dacă așadar, doamnelor și domnilor, haideți să încercăm niște aplauze pentru 12B. Și doamna dirijintă are ceva emoții și aplauzele ajută de obicei. Bună ziua, doamna dirijintă! Bună ziua! Și eu am emoții, ca și voi. Vă urez tot binele din lume. Să aveți o viață liniștită și frumoasă. Și să aveți gândurile bune care să vă ducă spre această viață frumoasă. Mulțumim din suflet eu personal colegilor mei, doamnelor directoare care m-au susținut întotdeauna, chiar și atunci când am mai greșit, și părinților. Și îmi doresc tot binele din lume pentru voi și aștept cu nerăbdare vești de la voi toată viața. Toate cele bune, copii, și mult noroc în viață! Și mă bucur că am fost o picătură din timpul vieții alături de voi și sper să rămânem în sufletul unul altuia toată viața. Haideți să începem! Primul absolvent și mă bucur din suflet pentru voi că ați absolvit cu toții și foarte bine. Andrei Tudor. Mult noroc să ai și să nu mai treci prin asta. Bahrin Adrian. Mult noroc voi. Mult, mult noroc. Baidoc Robert. Chiriță Irina. Dinicică Delia. Aș vrea să rămâi puțin lângă mine. Este un caz special. Șefa clasei, dată fiind felul în care s-a organizat, sunt de fapt 3-4 fete. Delia, Julia și Alexia. Vreau să vă spun că, practic, această medalie este pentru toate cele trei fete minunate care au făcut posibil tot ceea ce avem astăzi și absolut au organizat toate evenimentele din viața clasei. Dokioyu Julia, ea este șefa clasei din clasa a noua și îi mulțumim. Mult noroc! Este o clasă specială, au avut trei șefe simultan de clasă. Frunzulică Daria. Gabrieliță Iulian. Mult noroc. Grecu Mario. Hoitan Bogdan. Mult noroc să ai, Ionescu
Corina. Mult noroc, Corina. Ismană Teodor. Mult noroc, Teo. Mult noroc să ai. Lopotaru Matei. Mult noroc, Puigiu. Marinescu Alex. Să ai mult noroc, Alex. Moagăr Daniel. Mult noroc, Daniel. Morometescu Marius. Ce frumos ești, Marius. Îi urăm mult noroc, să știți că și-a uitat tot aranjamentul, este al meu, îi l-am împrumutat. Mult noroc! Nicolae Anda. Mult noroc, Anda! Olteanu Alex. Osnea Alexandru. Popescu Robert. Radu Daniel. Ai noroc, da? Mult noroc! Radu Alexia. Scuze, Alexia, nu am verificat. Mult noroc să ai. Roescu Matei. Sava Andreea. Mult noroc. Solomon Teodora. Șocarici Marco. Tutănescu Andrei. Țăndărică Alexia. Și, nu în ultimul rând, țăranul Mihai. B.
Haideți voi de acolo din capăt de unde ați urcat către scenă. Sunt singuri colegi aici, vă vor lângă ei. Mulțumim frumos, 12B. Se pregătește clasa 12-a C. Urmează 12C. Au fost 4 ani pe care sper să nu-i uităm. Acum nu contează ce am mai făcut aceste 4 ani, contează ce facem în continuare și vă doresc să fiți la fel de serioși și să îmbinați plăcutul cu utilul, adică să profitați și de tinerețea voastră care e minunată și succes în continuare. Alexandru Andrei. Succes. Maria Bădeci. Radu Bigan. Andreea Băcă. Andrei Caloiu. Gabriel Constantin. Alexandru Constantinescu. Ștefan Dinu. Mihai Dragan.
Ioana Dumitru. Felicitări. Anaes Gănciulescu. Cosmin Iacobai. Eliza Mititelu. Claudiu Nicolescu. Radu Noica. Ali Ozdemir. Alexandru Pop. George Popazu. Alexandru Popoiu. Paul Radu. Andreea Raicu. Andreea Robeci. Felicitări. Alessio Sârbu. Ana Maria Schinteie. Ana Maria Stoinescu. Teodora Toader. Vlad Toader. Andreea Zeigler. Îmi pare rău, am cam încurcat lucrurile pe aici. Andrei Weng. Bianca de Diu.
Da, Matei, dar nu... Felicitări. Matei Belciuc. Nu, lasă că nu e. Felicitări, diploma ta e pe undeva pe aici, o să o găsim. Și ultimul elev din 12C, Gabriel Spătaru, l-am lăsat la sfârșit pentru că trebuie să-i mai dau și eu o diplomă, o medalie, pardon. A fost activ anul acesta. Mulțumesc. Felicitări. Și asta e pentru efortul susținut. Vă mulțumesc. A fost 12C. Vă mulțumim. Așadar, aplauze pentru 12C și vă așteptăm pe scenă, dragilor, pentru poza de grup. Se pregătește clasa 12-a D între timp. David, sunteți gata? Haideți și toca sus. Cu fața spre cameră, dacă se poate. S-a terminat și mecheria, așa scrie pe tocă, să știți. Gata, gata șmecheria, 12C, e ok? Bun, mulțumim frumos. Aplauze pentru 12C, se pregătește 12D. Dar facem o mică pauză pentru că avem de liberat arealul de scaune. Însoțitorii, vă rog frumos să vă ridicați de pe scaunele de elevi, să mergeți în lateralul lui, să mergeți către scaunele care sunt libere de însoțitori acolo în spate. Și din nou vă rog să eliberați aici, să mergeți în spatele fundalului verde și aici în spatele primului rând de scaune. Așadar, 12D, haideți să ne apropiem de începutul covorului roșu acolo, vă rog. Și în continuare dăm cuvântul doamnei diriginte. Bună ziua, doamnă dirigintă! Bună ziua! Clasa 12D are 33 de elevi. Destoinici, dinamici, distractivi, deloc de lăsători, dar mai ales deștepți. Sunt... Vă dați seama de ce îmi place litera D, atâtea calități încep cu litera D și ei se pare că le au pe toate. Sunt foarte mândră de voi, sunt mândră că v-am fost dirigintă și că v-am însoțit în acești 4 ani și sunt mândră de voi acum când porniți singuri pe drumul vieții. Vă doresc din toată inima mea să creșteți mereu, așa cum v-am învățat, să vă găsiți misiunea și mai ales să fiți fericiți. Și acum începem să îi premiem pe cei mai buni dintre cei mai buni, Baciu Teodora. Bălan Tudor Călin. Bădlan Adrian Gabriel. Felicitări, Adrian. Bostan Claudiu Andrei. Felicitări, Claudiu.
Cergan Stănescu, Ricardo Manuel. Kiș Emilia Nicoleta. Cotorceanu Maria e absentă motivat, dă probe sportive la Academia Militară. Hozianu Emilios Marian. Dinu Anca Maria. Grigoraș Miruna Teodora. Iliescu Eduard George. Ionita Ana Maria Crina. Iorgu Andrei. Felicitări, Andrei. Care, după toate previziunile, va termina anul acesta cu media 10. Lambru Dariana. Manole Tiberiu Ștefan. Mareș Leonard Viorel. Felicitări, Leonard. Bogana Medea. Mureșan Sonia Oana. Neațu Adrian. Necea Anca Teodora. Felicitări, iar pentru Anca avem și o medalie, pentru că a fost șefa clasei în tot acest timp și îi mulțumim. Așa, felicitări. Nistor Daria. Felicitări, Daria. Felicitări, Omer Leila. Nu vreau să mă gândesc la bal. Oroviceanu Ruxandra. Popa Maria Alexia. Popescu Diana Alexandra. Pupăză Matei. Radu Lorena Elena. Serafimovici Bogdan Ioan. Simescu Alexia. Sutescu Luca.
Andrei. Vitan Denis Răzvan. Zoana Maria Diana Denisa. Vă mulțumim. Așadar, aplauze pentru 12 de. Și vă așteptăm, dragilor, cu toții pe scenă pentru fotografia de grup. Se pregătește clasa a 12-a E. Pentru fotografia de grup 12D avem rugămintea să veniți până în capătul celălalt al scenei de, versus ce urcați, capătul prin care urcați voi. Haideți până în capăt aici. Ne roagă colegii noștri care fac foto și video să mergeți cu toții dumneavoastră cu aparate, telefoane, doi pași mai în spate, pentru că vă prindem în toate cadrele. Bun, 12 de, sunteți pregătiți? Mulțumim frumos, 12D. Să reveniți la fotografiile individuale. Cine nu a făcut fotografia individuală să meargă să o facă. Se pregătește clasa a 12-a E. Eliberăm, vă rog frumos, arealul de scaune. Dacă suntem însoțitori, ne ridicăm de pe scaunele de elevi. De ce? A, clasa a 12-a E. Care mă cunosc foarte bine și știu că am oroare de discursuri. Așa că nu un discurs o să țin astăzi, ci o să vă spun câteva cuvinte despre ei. Niște copii alături de care am crescut și eu, am simțit că cresc în acești 4 ani, care n-au fost ușori. Am prins și perioada pandemiei, am prins și școală online și totuși am reușit să creștem și să fim un colectiv unit. Și am învățat unii de la alții, poate că și ei de la mine, așa sper, dar cu siguranță și eu de la ei. Empatie și energie și curaj și prietenie. Așa. Și le mulțumesc pentru asta, pentru 4 ani pe care i-au făcut foarte frumoși pentru mine. Dar aș vrea să nu închei înainte de a mai mulțumi cuiva, iarăși unui grup, așa, și anume celei mai grozave găști de părinți care ar fi, pe care și-ar fi putut-o dori un diriginte, a părinților voștri, cu care m-am înțeles foarte bine și care au transformat fiecare întâlnire a noastră, fiecare ședință cu părinții, într-un prilej de discuții ca de la părinți la părinți, și care cred că au fost în avantajul tuturor. Așa. Deci și părinților vreau să le mulțumesc cu această ocazie.
și o să încep să-i strig pe absolvenții de la 12E, Alexe, Daniela, Ștefania. Am emoționată, felicitări. Anghelescu, Alexia, Ioana, felicitări. Baștura, Ana Maria. Felicitări. Boloș, Alexandra, Cristina. Felicitări, Alexandra. Catargiu, Ioana, Teodora. Felicitări. Drondu, Mara, Cristiana. Felicitări. Se pup. Hai. Enache, Cristina. Felicitări. Gabriela, Mirela, Gabriela. Cristian, Mario, Sebastian. Felicitări. Ion, Teodora, Gabriela. Felicitări. Ion, Nicoleta, Isabela. Felicitări. Ionescu, Mădălina, Teodora. Felicitări, Mădălina. Ionica, Ilinca. Istrate, Cristian. Felicitări, Cristian. Mulțumesc. Lazar, Irina. Felicitări. Lazar, Andreea, Larisa. Martin, Selena, Maria. Selenei o mulțumire specială, a fost reprezentanta elevilor în Consiliul de Administrație al Școlii. Felicitări. Mulțumesc. Mănescu, Matei, Alexandru. Felicitări, Matei. Mielciuiu, Andreea, Carina. Muț, Nectarie. Felicitări. Muț, Ioan. Cred că el era primul la catalog. Felicitări, Ion. Pleșa, Clara, Alexia. Podgoreanu, Maria, șefa clasei noastre de 4 ani de zile și sufletul ei. Aveți o stai, nu pune. Să spui medalia mai. Da. Felicitări. Pop, Matei, Alexandru.
Popa Alexandra. Rusu Amalia Georgiana. Simion Răzvan Andrei. Felicitări. Simu Bucur Mihai. Felicitări, Bucur. Tașip Teodora Alexia. Tica Alexandru Dumitru. Felicitări. Țin cu Daria Mihaela. Și ultima, dar nu cea din urmă, Zaharia Roxandra Iustina. Mulțumim și le dorim succes în continuare. O să invităm și la poza de grup. Așadar, 12E, haideți la poza de grup pe scenă cu toții. Aplauze pentru 12E, doamnelor și domnilor. Mulțumim frumos, 12E. Se pregătește clasa 12F. Clasa a 12-a F, cu 33 de fantastici, cu rezultate deosebite la învățătură și la activitățile extrașcolare, 33 de copii care au știut să profite de anii de liceu în ciuda pandemiei, care au învățat, dar s-au și distrat, care sper să profite în continuare de toate șansele pe care le oferă viața și să își păstreze relațiile și prieteniile pe care le-au legat de-a lungul liceului. Veți fi mare parte dintre voi medici,
rămâneți cu sufletul deschis, păstrați copilul din voi ca să înțelegeți pe ceilalți și să fiți întotdeauna niște oameni buni de care să fiu mândră. Mulțumim domnilor profesori care au avut răbdare cu noi și ne-au îndrumat. Mulțumim doamnelor directori care ne-au ajutat întotdeauna și mulțumim părinților cu care am avut o colaborare foarte bună și care v-au sprijinit tot timpul. Am spus că au fost niște răsfățați pentru că ei au avut două doamne diriginte. Doamna profesoară Iulia Dumitrescu a început călătoria lor în clasa a noua și terminăm împreună. Vă dorim împreună mult succes în viață. Bogdan Alexandru Ionuț. Felicitări, bravo. Bondoc Mihai Geo. Mult succes. Georgiana Bordeanu. Mult succes, Georgiana. Buloi Roberto Gabriel. Felicitări, Gabi, și succes. Călineața Adina Loredana. Succes, Adina. Mulțumim. Kiper Aris. Ciupitu Delia. Tu rămâi avocata noastră, da? Așa. Constantin Vladioan. Succes, Vlăduț. Constantinescu Andreea. Succes, Andreea, baftă mult. Crăciun Lucia Mihaela Ioana. Mult succes, Lucia. Dinescu Daria Ioana. Dârlă Andrei Adrian. Dragne Miruna Alexandra. Succes, Miruna, și felicitări. Drobioana Denisa. Succes și felicitări. Dumitrașcu Ana Ilinca. Felicitări și succes mai departe. Duțu Andreea. Eftimie Diana Cristiana. Pentru rezultate deosebite la învățătură și pentru timpul dedicat organizării activităților noastre, felicitări! Mulțumesc mult! Ilie Alexia Carina Maria. Liță Doicescu Maria Alexandra.
Lungu Alexandru. Succes mult și felicitări. Marin Nectaria. Mocanca Daria Ana Maria. Bravo, felicitări. Nichișoiu Maria Sofia. Bravo, Sofia, felicitări. Pârleci Cristian. Rădeanu Teodora. Bravo, Teo, succes și felicitări. Rebleanu Ana. Roșca Daria. Spătaru Horia. Baftă urtă Horia mai departe. Tucușilă Tiberiu Ioan. Tudor Denisa Maria. Tudorache Ioana Maria. Bravo, Ioana, fii potrivită. Felicitări și succes. Văduva Lara Maria. Felicitări, Lara. Voi cu Andreea. Long story, dă-mi-i. Long story short, să aveți succes în viață. Așadar, felicitări 12F. Până acum erau ceva aplauze la felicitarea clasei. Haideți să mai încercăm o dată. Și din nou aceeași rugăminte către însoțitori. Avem nevoie de spațiu în fața acolo pentru că ieșiți în cadre. Să mergeți 3 pași mai în spate, vă rugăm frumos. 12F. Haideți mai în dreapta voastră. În dreapta voastră. Faceți un pas în dreapta toți de pe scenă. Un pas în dreapta.
Mulțumim 12F, să reluați fotografiile individuale, vă rugăm. Felicitări. Se pregătește clasa 12G. Însoțitorii, vă rugăm frumos să vă ridicați de pe scaunele de elevi, iar elevii primelor clase A, B și C să reveniți ușor în, la locurile voastre, pentru că mai e foarte puțin timp până la momentul în care veți fi declarați absolvenți. Așadar, 12G. Clasa 12-AG, am așteptat puțin, ne-am încărcat cu emoțiile tuturor. Cred că și eu am foarte multe emoții. În primul rând vreau să vă felicit că ați ajuns aici, să vă urez un viitor luminos, să vă iasă totul așa cum vă doriți, să faceți o carieră frumoasă în ceea ce veți dori voi să ajungeți. Să vă bucurați de viață, să fiți sănătoși, să fiți alături de familiile voastre și le mulțumim părinților care i-au susținut de fiecare dată și cu care am avut o relație foarte frumoasă. Le mulțumim profesorilor care le-au fost alături, doamnelor director pentru tot ajutorul și să începem festivitatea de premiere. Alexandrescu Letiția Ioana. Felicitări. Barbu Andrada Maria. Felicitări, Andrada. Bădilă Patricia Maria. Felicitări, Pati. Blancă Mircea Marian. Felicitări, Mircea. Succes. Bolozan Maria Cristina. Felicitări. Bușila Ana Maria. Felicitări. Felicitări și pentru rezultatele deosebite sportive. Ne mândrim cu tine. Căzăcescu Maria. Felicitări. Ciofu Cristiana Maria. Dumitrașcu Ioana Maria. Felicitări. Drăgoi Antonia Georgiana.
Grigorescu Ioana Sabina. Grigoriu Iulia Ioana. Gurguță Nectaria, pentru care avem și o diplomă pentru implicarea în toți anii, dar mai ales în anul acesta. Mulțumesc! Felicitări! Mănescu Delia Veronica. Felicitări! Micu Riana Maria. Felicitări. Mihai Mihaela Andreea, pe care de asemenea vreau să o felicit pentru absolvirea și bacalaureatului. A dat bacalaureatul pentru elevii olimpici, elevii sportivi și a luat rezultate foarte bune și ne mândrim cu ea pentru toate rezultatele. Mocanu Franco Alexandru. Moise Miruna Alexandra. Felicitări. Munteanu Iulia Larisa. Niculescu Scârțan Alexandra Cristiana. Felicitări. Mulțumesc. Oprișan Maria Felicia. Felicitări. Păunică Andrei Ionuț. Felicitări. Petre Andra Mihaela. Felicitări. Radu Ioana Alesia. Felicitări. Radu Maria Adelina. Felicitări. Rotaru Cosmin Mihai. Felicitări. Surdu Roxana Mihaela. Felicitări. Șchiopescu Ana Maria Mihaela. Felicitări.
Toma Raluca. Ungurean Bianca Ioana. Voicu Diana Miruna. Bravo, Diana. Și ultima, dar nu cea din urmă, Voicu Teodora Mara. Felicitări. Mulțumim mult de tot. Vă aștept la poză. Așadar, aplauze pentru 12G. Se pregătește clasa a 12H. Gata, suntem ultimii, abia așteptam. Uite ce frumos se întâmplă lucrurile la sfârșit. Eu nu-mi caut acum cuvintele, le-am căutat azi noapte, nu știu dacă le-am găsit. Noi suntem obișnuiți să spunem și să ascultăm povești. Așa că să ne regăsim. Nici nu știu cum am ajuns așa de repede, aproape de capătul drumului pe care am apucat-o împreună acum 4 ani. O poveste începută într-o școală cu ziduri de cetate și celebrată într-un palat. Am pășit deopotrivă temători, voi de necunoscut, noi dascălii de greutatea sarcinii care ni se încredințase.
La fiecare întâlnire cu o nouă promoție, parcă auzim: copiii aceștia trebuie duși cu tact, dar și fermitate, cu grijă, răbdare și iubire spre maturitate. Drumul trece prin adolescența atât de tumultuoasă. Veghează-le gândurile, sprijină-le faptele, deschide-le aripile, scutură-le de praf genunchii care mai cad din când în când. Nu știu cât am reușit, eu și noi școala, să facem din toate acestea. Ne-am străduit. La câte un obstacol, voi știți cum spuneam uneori: la următorul haș nu voi mai face așa, va fi mai bine. Va veni cu siguranță vremea în care ce am sădit noi acum va rodi bogat. Am încredere că fiecare va găsi drumul cel bun și de aici mai departe. Eu încă îl mai caut. Vă urez reușite depline la examenele din următoarele etape de studiu și la toate încercările și examenele vieții. Vă doresc să fiți împăcați cu voi înșivă la toate bilanțurile și mai cu seamă auto-evaluările. Să rămâneți sănătoși, dragilor, să vă bucurați, părinții, și să ajungeți făuritorii lumilor pe care le doriți. În înfruntările vieții, la fel ca în marile bucurii, seninătate și încredere. După împlinirea fiecărui vis, proiectați-vă altul care se cere înfăptuit. Deci, cum ne îndeamnă poetul rămas tânăr, să nu spunem: iată, am ajuns, ci să rostiți urcând: încă mai este, căci fericirea e mai greu de ajuns ca pasărea albastră din poveste. Haideți acum să arătăm lumii cine am fost, cât de frumoși suntem. Felicitări pentru absolvire! Mihai Apostu. Să-l punem jos. Da, ce fain. Sper să se și vadă. Felicitări, Mihai. Vă las așa să treceți, să primiți o floricică. Diana Badiu. Felicitări, Diana. Antonia Burcea. Felicitări. Cacovean Bianca. Felicitări, Bianca. Mulțumesc tare mult. Ștefan Cașulski. Felicitări, Ștefan. Tu ești șeful clasei anul ăsta, trebuie să-ți dăm o medalie. Ne dați o medalie? Bravo, Ștefan, ne-a reprezentat în ultimul an de liceu foarte frumos. Ioana Chirac. Felicitări. Adela Culea. Adel, felicitări. Matei David Ștefan. Felicitări, Matei. Mihail N. Arhanghel. Felicitări. Mihai e mai curajos, n-am știut. Ana Florescu. Felicitări, Ana. Ana F. Daria Guran.
Felicitări, Darie. Măi, să nu vă stric. George Horga. Doamne ajută! Sau, Doamne, mulțumim! Felicitări, George! Andrada Joarză. Felicitări, Andruță! Mulțumesc mult de tot! Ia să punem pe aici. Carina Joarză. Surioara. Felicitări, Carina. Vai, mulțumesc. Ce frumoase. Mara Lepădatu. Mara mică. Bravo. Felicitări. Ana Maria Luculescu. Ana L. Felicitări, Ana. Alexia Manea. Uite cine știe să vină la festivita. Felicitări. Vai, ce frumos. Laura Marin. Felicitări, Laura. Carina Matean. Felicitări, Carina. Mulțumesc. Mara Nichifor Voicu. Felicitări, Măruță. Camelia Nițu. Felicitări. Astăzi nu vă... Mihaela Nițu. Felicitări, Michi. Maria Teodora Nițu. Felicitări, Teo. Aici, Michi. Livia Oța. Bine ai venit și ne pare rău că pleci. Felicitări, Livia. Pentru multe, multe, multe. Mihai Pașca. Felicitări, Mihai. Larisa Poiană. Bravo, Larisa vine de la examen. Felicitări. Luca Rotolin. Bravo, Luca, felicitări. Andreea Soare. Andreița. Felicitări, Andreea. Ilinca Sora. Felicitări. Irina Șușco. Bravo, felicitări. Oana Titirișcă. Felicitări, Oana. Andreea Vizitiu.
Felicitări, Andreea, bravo, mulțumesc și eu. Și Alma Zbârcea. Bravo, Alma. Felicitări. Așadar, felicitări 12H. Mulțumim. Așadar, promoția 2023. Avem nevoie de toți elevii claselor a 12-a pe scaune. Cât de repede se poate. 12H sunt singurii care au o scuză 5-6 minute de acum încolo pentru că fac fotografiile individuale pe care încă nu le-au făcut. Dar restul elevilor sunt așteptați pe scaune pentru că urmează momentul de final și avem nevoie de fiecare dintre voi. Și mai apoi urmează filmulețele voastre pe care le-ați pregătit. Așadar, chiar este nevoie mare să fiți cu toții aici. De la track de acolo, haideți și voi pe scaune, vă rugăm. Promoția 2023.
Probabil că sunteți toți sau aproape toți pe scaune. Dacă nu sunteți, vă rugăm frumos să reveniți. Și însoțitorii îi rugăm frumos din nou să meargă în spatele fundalului verde acolo și în spatele primului rând de scaune în partea mea dreaptă. Promoția 2023. Aveți între voi niște oameni care v-au fost reprezentanți în acești 4 ani, sau mă rog, 1, 2, 3 ani, în funcție de cum ați făcut voi alegerile în interiorul clasei, dar cert e că la momentul ăsta vă sunt reprezentanți. Așadar, reprezentanții claselor sunt așteptați la scenă, aici, în dreapta scenei, la colegii mei, pentru că, în aplauzele publicului, vor oferi, din partea promoției 2023, câte o distinție direcțiunii liceului și doamnelor și domnilor diriginți. Așadar, în aplauzele voastre aștept reprezentanții la scenă, repede, repede de tot. Astea nu sunt aplauze pentru reprezentanți, astea sunt așa, să nu ne plictim. Așa mai sună aplauze pentru reprezentanți. Așadar, doamnelor și domnilor, stimați absolvenți, vă invit chiar să vă ridicați în dreptul scaunului. În aplauzele voastre, doamnele director vor primi o distincție din partea promoției 2023. Și bineînțeles, de asemenea, în aplauzele voastre, promoția 2023, din partea voastră, doamnele și domnii diriginți primesc câte o distincție prin intermediul reprezentanților voștri. We'll be right back.
Ăsta este vibe-ul întotdeauna la Matei Basarab și vă mulțumim și felicitări pentru lucrul ăsta. Felicitări în primul rând corpului profesoral. Așadar, promoția 2023 a oferit distincții prin intermediul reprezentanților. Ne pregătim de momentul în care veți fi declarați absolvenți ai Colegiului Național Matei Basarab. Înțeleg de la doamna dirigintă că sunt câțiva reprezentanți ai claselor care au un mic discurs. Bine ar fi să nu vreți discursul sau de ce ați avut reacția asta? Bine ar fi să auzim discursurile astea. Haideți la scenă, cei care aveți ceva să ne spun. Bună ziua! Vreau să încep prin a le mulțumi părinților, profesorilor, dar mai ales lui Diri, pentru că ne-au suportat și pentru că ne-au îndrumat atâția ani. Când aveam 5 ani, toți ne întrebau ce vrem să fim când o să fim mari. Răspunsurile noastre erau ceva de genul prințesă, astronaut sau, în cazul meu, primar. Când aveam 10 ani, ne-au întrebat din nou. Răspunsurile noastre erau ceva de genul rockstar, cowboy sau, în cazul meu, premiantă. La ceva, la orice. Acum că am crescut, vor răspuns serios. Deci, cum sună asta? Cine naiba știe? Chiar dacă timpul nu e reversibil, încă putem să facem greșeli. Deci, urcă-te în tren și mergi până când simți că acolo trebuie să coboși. Te iubește, fă-ți prieteni noi, gândește-te, răzgândește-te și până răzgândește-te din nou, pentru că nimic nu e permanent. Deci, învățați din cât mai multe greșeli puteți. Așa, într-o zi, când ne vor întreba din nou ce vrem să fim când o să fim mari, nu o să mai trebuiască să ghicim și pur și simplu o să fim. Mulțumim frumos! Dacă mai este alt reprezentant care vrea să ne spună ceva sau pe care vreți voi să-l trimiteți, că aveți foarte mare încredere în el și vreți să-l trimiteți la scenă să ne spună ceva. Bun, să înțeleg din murmurul din public că nu mai este încă un reprezentant care ar vrea să ne spună ceva. Așadar, pentru momentul următor vom avea nevoie din nou să vă ridicați în dreptul scaunului, stimați absolvenți. Cei din partea mea dreaptă, faceți doi pași la dreapta voastră cu toții și cei din partea mea stângă, doi pași la stânga voastră cu toții. Perfect. Să nu mai fie aici gol pe mijloc, că v-am mai spus, facem pentru poze, să se vadă pozele foarte bine. Rugăminte către însoțitori, atât în stânga cât și în dreapta, faceți doi pași în spate să ne delimităm cumva de absolvenți, să se vadă ei foarte bine ca un grup omogen aici. Vă mulțumim. În continuare, voi da cuvântul doamnei director și veți fi voi atenți la semnalul doamnei director. Dragii mei, mi-aș dori ca acest moment să rămână în sufletele voastre și să vi-l amintiți cu drag. Haideți să ne imaginăm o călătorie. Aveți pe partea stângă, vă rog, ciucurele de la tocă. Și vă rog să vă imaginați o secundă. Cum erați voi când ați pășit în toamna 2019 pe porțile Colegiului Național Matei Basarab? Cum v-am întâmpinat? Cum am fost împreună 4 ani? Și eu consider că am fost ca o familie. Acum suntem aici. Aveți în față alte zări, dar veți rămâne în sufletele noastre, așa cum sperăm și noi că vom rămâne în sufletul vostru. Porțile Colegiului Național Matei Basarab sunt întotdeauna deschise pentru voi și vă așteptăm să reveniți cu drag. Și acum momentul, ne pregătim.
îl trecem de pe stânga pe dreapta. Suntem pregătiți? Vă declarăm absolvenți ai Colegiului Național Matei Basarab. Promoția 2023, mai încercăm o dată.